După condiționarea prezenței la examene, studenții medicinici din ea sunt constrânși de noi măsuri. În plină sesiune, accesul în biblioteca universitară se face doar prin îndeplinirea unor condiții și doar o parte dintre studenți sunt acceptați. Conducerea Universității de Medicină și Farmacie, Grigore Tepopa din ea, și-a impus noi măsuri pentru studenții care doresc să se documenteze pentru sesiunea de examene. Pe lângă permisul de cititor, aceștia au obligația de a prezenta și dovada că nu sunt infectați cu COVID-19 sau au creat imunitatea la virus. De asemenea, accesul în sălile instituției de învățământ este permis doar celor care poartă mască de protecție, iar numărul studenților este limitat pe interval orar. Studenții au acces în biblioteca universității, folosind sălile de lectură, dar la o capacitate redusă. Am solicitat și ca cei care intră în bibliotecă să studieze să respecte aceleași condiții care au fost solicitate la prezentarea la examen, respectiv să prezinte dovada vaccinării, chiar și numai cu prima doză, să prezinte un test real-time PCR sau valabil 72 de ore, sau să prezinte un test antigen negativ valabil 24 de ore, test antigen care este suportat de către universitate. Universitatea de Medicină este pe punctul de a fi în centrul unui scandal. Reprezentanții studenților nu sunt de acord cu măsurile adoptate de conducere. Studenții UMF sunt prejudiciați în continuare, chiar dacă testele acestea pot fi efectuate gratuit prin UMF, sunt prejudiciați de faptul că sunt supuși în mod obligatoriu, sunt condiționați de o procedură medicală, anume testarea nazofaringeană, pentru a putea avea acces în spațiile universitare, la examene sau în spațiile dedicate studiului. Studenții care încalcă aceste reguli vor fi sancționați cu interdicție de intrare în bibliotecă pentru o perioadă de 7 zile, începând cu ziua respectivă. Ai ok. Măsură preventivă. Te-ai vaccinat? Nu. De ce? Nu am vrut momentan. Și am prezentat testul COVID, nu a fost nicio problemă. Nu am nicio părere. Te-ai vaccinat? Nu. De ce? Nu am vrut, am avut COVID. Nu merg. Că nu merg la bibliotecă. Mi se pare o metodă cam agresivă de a gestiona situația, dar dacă astea sunt restricțiile, dacă atât se impune, noi așa trebuie să facem ca și studenți. Aceleași măsuri au fost luate și pentru sesiunea de examene, dar testele au fost decontate de universitate.